Bună seara, prieteni, bun găsit la Un Pont pe Zi. Am bilanțul în față și sunt nerăbdător să vi-l citesc, pentru că, din nou, biletul în cotă 2 a fost câștigător, ceea ce ne bucură și ne ajută foarte mult în strategia noastră. Cei care urmăresc în mod frecvent emisiunea sau măcar din când în când și știu despre ce este vorba, probabil au prins această strategie pe care o avem noi. E una cu totul și cu totul special, nu se compară cu ceea ce găsiți pe alte site-uri de profil din România. Este un bilet pe care noi îl oferim în fiecare zi și, evident, pentru sâmbătă, duminică și luni avem pregătite alte 3 bilete. Așadar, biletul de azi câștigător în Liga 1, Astra, Craiova, oaspeții marchează. A fost partide care au avut deznodământ surprizător. De exemplu, una dintre cotele bombă la Freiburg cu Gladbach, ambele marchează în repriza secundă. Din păcate, în repriza secundă a marcat doar formația gazdă, iar scorul final a fost 3-1. Trebuie să ne îndreptăm atenția către weekend, pentru că avem derbiuri în weekend și o să le trecem pe fiecare prin analizele noastre. Pornim la drum cu meciul zilei Unibet, El Clasico. De 11 ani nu s-a mai întâmplat ca El Clasico să nu-i aibă pe Messi și Ronaldo. Ronaldo între timp a părăsit La Liga, însă Messi este accidentat, are mâna ruptă și nu va evolua în această partidă. În aceste condiții, El Clasico este unul cu totul și cu totul special, aici referindu-ne și la absența celor doi, dar și la situația din clasament, din competiția internă, pentru că, așa cum știți, ambele traversează o perioadă destul de puțin semnificativă, comparând cel puțin măcar cu istoria recentă. Barcelona, 4 etape consecutive fără victorie, după care, iată, avem aceste clasico. E adevărat, Barcelona și-a mai spălat din păcate, lucrurile au început să meargă acolo și victoria din Liga Campionilor a mai pus-o pe picioare, apoi nu trebuie uitat succesul din La Liga cu Sevilla, ceea ce a permis echipei catalane să treacă pe locul întâi. De partea cealaltă avem un Real Madrid cu o singură victorie în 6 etape. Pe ultimele 6 etape, este vorba de partida cu Spaniol. În rest, rezultate extrem de modeste, cu 3 goluri în această perioadă. Vă spuneam, 6 meciuri, 3 goluri marcate de Real Madrid. O să spună, domnule, a plecat Cristiano, da, oricum, totuși Real Madrid are un potențial fantastic. E clar că lucrurile acolo merg destul de greu. În ultimele 2 etape pierde cu Levante pe teren propriu și cu Alaveș, acesta fiind cel mai slab start de sezon din ultimii 17 ani pentru echipa madrilenă. Cotele sunt următoarele. Victorie Barcelona, o cotă de 1,92 la Unibet. Egalul are cota 3,75, în vreme ce doi solist, o cotă de 3,80. Dar având în vedere felul în care cele două s-au exprimat în ultima vreme, Barcelona în primul rând găurită în defensivă, să spunem așa, probleme mari acolo, Realul impotent în atac, cred că 1x2 nu este neapărat o variantă pe care trebuie să o forțăm dacă nu avem, eu știu, un feeling deosebit că va câștiga una alta sau alta dintre echipe, sau de ce nu și un rezultat de egalitate ar putea apărea. Cert este că, în ciuda problemelor pe care le are în apărare, Barcelona are un mare atuș, anume portalul Ter Stegen, care, după cum se prezintă în momentul de față, probabil era cel mai bun sezon al său la Barcelona. E adevărat, în continuare sunt absențe în defensivă. Umtiti, spre exemplu, va absenta în continuare. El are o problemă destul de gravă la ligamentele genunchiului și nu poate fi recuperat prea curând. Vermaelen, și el absent. Probabil echipa de start a Barcelonei va arăta în felul următor: Ter Stegen în poartă, evident, Jordi Alba, Langle, Piqué, Semedo sau posibil Sergi Roberto. În fața lor, Busquets, Artur Rakitic, iar în atac, Coutinho, Suarez și Rafinha. Rafinha urmând să-l înlocuiască pe Messi. Parcurgând această echipă, parcă sună mai degrabă Bayern München decât a Barcelona.
lipsesc toate referințele acelea clasice. E adevărat, îl avem pe Piqué, îl avem pe Busquets, dar în rest foarte puține referințe clasice la ceea ce a însemnat Barcelona în ultimii 20 de ani sau 15 ani, să spunem. Am mai selectat și câteva cote din oferta Unibet pe care vreau să vi le prezint. Peste 6,5 cartonașe, 1,72. Asta însemna în El Clasico să fie, să se arate cel puțin 7 cartonașe. Dar acest pariu este și un pic riscant și vă spun de ce. Pentru că așa cum au arătat în ultima vreme, cele două formații n-au părut a fi agresive. Și având în vedere că e o cotă de 1,72 pentru cel puțin 7 cartonașe, zic eu că nu e chiar un pariu la care să ne repezim. Gazdele peste 5,5 cornere, 2,20, și peste 1,5 goluri în repriza a doua, adică cel puțin 2 goluri după pauză, 1,71. De partea cealaltă, la Madrid, Lopetegui are multe probleme. În primul rând, problema sa personală, fiindcă cel mai probabil urmează să fie dat afară după El Clasico. Realul caută să găsească un înlocuitor pentru Lopetegui și în aceste condiții, pentru antrenorul madrilen, partida are o însemnătate și mai mare. Cu atât mai mult cu cât are și jucători absenți. Dani Carvajal se pare că nu va evolua și de asemenea se fac eforturi mari pentru a-l recupera pe Marcelo. S-a accentat în partida cu Plzen, a ieșit de pe teren. Însă, din ceea ce speculează presa spaniolă, fundașul va fi apt de joc pentru El Clasico. E bine, cum ar putea arăta Realul în această partidă? Courtois în poartă, pe linia de fund Marcelo, Varane, Ramos și Odriozola. Odriozola sau Nacho Fernandez, rămâne să vedem care dintre ei va fi titularizat. Apoi Casemiro, Kroos și Ceballos, iar în atac Isco, Benzema și Bale. Ambele formații sunt prezentabile, sunt ca niște, cum să spunem, domnișoare din acelea care arată bine, le vezi pe stradă, două domnișoare merg pe stradă, discută, arată foarte bine. La prima vedere sunt, eu știu, atractive, să spunem, un popoțonat așa, cu fel de chestii. Real Madrid cu seria asta de succese în Liga Campionilor, Barcelona cu toată istoria ei recentă, practic echipa care a dominat clar la Liga în ultimele sezoane, dar luată la bani mărunți, din păcate cele două domnișoare se pare că sunt genul acela care n-au mai pus mâna pe o carte, să spunem, din clasa 4-a. În aceste condiții, la ce să ne gândim? Ce ar putea însemna El Clasico de data aceasta? Vă spuneam, în privința agresivității, n-aș băga mâna în foc, pentru că par mai degrabă sterile cele două formații. Poate, eu știu, pe încăpățânarea vreunui fotbalist, pe certuri, pe chestii de genul ăsta, dar ca și faulturi nu văd a fi un El Clasico foarte, foarte disputat din punct de vedere al faulturilor. Pe 1x2 destul de greu de pariat, e adevărat, Realul ați văzut pierde, poate pierde cu absolut oricine în momentul de față. Problema este una mentală, în mod categoric, aici n-am absolut niciun fel de îndoială. Barcelona defensiv stă prost, dar de la mijloc în sus e mai mult decât în regulă. E adevărat, aici intervin și discuțiile acelea cu Dembele, dacă Valverde, eu știu, are mici războaie în vestiar, dar una peste alta zic eu că de la mijloc în sus arată bine. Probabil un gol în ambele reprize ar fi o variantă bună. Ambele marchează, o cotă de 1,45 și lui Suarez să marcheze. Lui Suarez total decalibrat în ultima vreme, 2,07 cota pentru un gol al uruguaianului, total decalibrat, vă spuneam,
în ultima vreme, pare precum a fost Ronaldo după ce a câștigat campionatul european, mai țineți minte, în urmă cu 2 ani, a plecat într-o vacanță prelungită, campionatul începuse deja, ajunsese pe la etapa 6-7 și el abia atunci revenea din concediu, apoi o bună bucată de timp a jucat prost. E bine, lui Suarez, în mod inexplicabil, are o atitudine oarecum asemănătoare, nu pare pus la punct, dar totuși fiind vorba de un El Clasico și până dacă Messi lipsește, ar cam fi omul care ar trebui să-și asume mai multe responsabilități. E adevărat, nu e singurul acolo care poate face diferența. E bine, prieteni, pe pagina de Facebook, așa cum deja știți foarte bine, avem transmisă emisiunea live și de asemenea puteți nu doar urmări ceea ce discutăm aici, ci și comenta. Iar comentariile noastre sunt binevenite. Haideți să vedem câteva dintre acestea. Și pentru că tot vorbim de pagina de Facebook, vă invit și la share-uit. Puteți să dați share emisiunii, evident asta ne ajută. 5 plus la Barça Real, ne scrie Răzvan Onciu, cam multe cartonașe, Sebi Vasilescu, sunt de acord dacă vrea să spun exact ce am spus și eu mai devreme. Ce mai avem aici? Barça Real 1x și 0-3 goluri, destul de probabil. Cel mai frumos meci va fi Barcelona cu Real. Încerc, ambele marchează în prima repriză și ambele marchează în repriza a doua. Iată ce ne sugerează Irina Gavrilă, un tipster deja bine cunoscut în emisiunea noastră. Și pentru că mi-am adus aminte de tipsterii noștri, haideți să vă spun ce pronostic ne-a dat Ionuț Iulian Iorga. E un tip care urmărește multe sporturi. Avem ceva din slalom uriaș femei, Cupa Mondială, Sölden, este vorba de Victoria Rebensburg contra un duel, practic, cu Shfrin Micaela, cea mai bună poziție la final. Victoria Rebensburg este o cotă de 1,75, iar telespectatorul nostru, prieten al emisiunii, ne sugerează să pariem pe aceasta în cursa de slalom uriaș. Revenim la comentarii. Pentru cei cărora le place să riște, se poate paria pe o victorie a lui Real Madrid, ne spune Andrei Costa. Îl salutăm și noi pe prietenul nostru. Sacramento Kings, Washington Wizards, sub 240,5 puncte, meci din NBA programat în această noapte. Anul trecut, în noiembrie, a fost 0-0 la pauză, 3-0 la final la Real acasă, ne aduce aminte Liviu Bacșoni. Și mai avem aici, ia să vedem ce mai comentează telespectatorii. Ambele marchează 100%, ne scrie un alt prieten. X la pauză și apoi bate Barcelona. Real, Barcelona Real cel puțin 4 goluri în meci. Sunt, iată, oamenii se așteaptă la un El Clasico special din punct de vedere al golurilor, dar eu zic că e special din punctul de vedere al absențelor. Cam astea ar fi ideile noastre pentru această partidă. Barcelona Real gol, Barcelona în primele 15 minute, iată, ne scrie un telespectator. 3 plus, Grama Marius ne scrie, evident, la un El Clasico e un pariu pe care toată lumea îl caută. De încercat penalti sau cartonaș roșu, Iacob Cristian, și ne aducem aminte aici de Sergio Ramos și de nervii pe care are, starea de tensiune pe care o are în ultima vreme. N-ar fi exclus, da, să facă vreo nefăcută în această partidă. De încercat penalti, iarăși un mesaj. 0-0, Alex Caspar, îmi place pronosticul ăsta, cam așa îl văd și eu, un 0-0 amărât și chinuit. Juventus 3+, Bayern 3+, Ajax 3+, FCSB victorie, PSG și gata, biletul, ne scrie telespectatorul nostru. Dacă remarcați în genul acesta de bilet, pariorul despre care vorbim mizează pe
trupele mari, da? Barca, Bayern, Juventus, Ajax, PSG și undeva la sfârșit FCSB. Eu de obicei niciodată nu fac așa, niciodată nu joc pe echipele astea, pentru că nu sunt cote foarte mici. N-ai ce să faci cu cotele astea foarte, foarte mici, pentru că dacă joci 3 plus la un meci, spre exemplu, din Anglia 2 sau din Franța sau de mai știu unde, sau din Cehia, spre exemplu, ai cote aproape duble față de cele pentru aceste formații. Mergem mai departe, prieteni, ne îndreptăm acum atenția către Serie A și apoi către campionatul spaniol. Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații multe. De aceea eu pariez pe NetBet.